Am regăsit informațiile despre vreme. Se răcește mâine, mai ales în nordul țării. Temperaturile scad destul de mult. Meteorologii anunță chiar că vremea devine destul de răcoroasă pentru această dată. Dar avem și vești bune și asta pentru că pe parcursul săptămânii următoare vom avea chiar maxime de până la 27 de grade. Vedem întâi ce se va întâmpla pe parcursul nopții. Așteptăm minime cuprinse între minus 1 grad la Miercurea Ciuc și în jur de 11 grade pe litoral și în Oltenia. O să mai bată vântul și în această noapte, iar izolat mai pot apărea averse însoțite de descărcări electrice pe la munte, din zona Moldovei, dar și în Transilvania. 6 grade la Timișoara, 4 grade așteptăm în Sibiu, iar la Brașov o minimă de 3 grade în această noapte. Ziua de mâine, vă spuneam că aduce temperaturi în scădere în jumătatea nordică a țării, vremea devine răcoroasă acolo, în schimb în jumătatea sudică temperaturi de până la 23-24 de grade în continuare și vreme frumoasă. La Constanța așteptăm 18 grade, în Sibiu temperatura maximă va fi de 16 grade, la Timișoara de asemenea mai scade ușor maxima față de ziua de astăzi, dar în continuare vreme destul de bună, în jur de 20 de grade se anunță acolo. În capitală, la noapte, temperatura minimă va fi de 8 grade, iar cerul o să fie variabil pe parcursul nopții. Mâine, vreme frumoasă în continuare, temperatura maximă în București va atinge în jur de 23 de grade la amiază. La munte, în această noapte, vântul o să mai aibă intensificări, iar pe parcursul zilei de mâine s-ar putea ca la altitudini mari, în special în nordul Carpaților Orientali, să mai fie și ceva precipitații mixte la Poviță și în soare. Vorbim la munte de temperaturi în scădere față de ziua de astăzi, maxime ce vor atinge la amiază până pe la 10-11 grade, anunță meteorologii, și vântul o să mai aibă și el intensificări. Ziua de poimine va aduce vreme bună, în special în sudul țării. În continuare vom avea cele mai ridicate valori la început de săptămână, maxime de până la 24 de grade în Oltenia și Muntenia. Așteptăm 20 de grade în Iași, la Brașov vor fi 17 grade, Constanța 15 grade și la Iași în jur de 17 grade, un cer variabil la început de săptămână și șanse destul de reduse de precipitații. Iar marți vă spuneam că temperaturile deja devin și mai ridicate decât cele normale la această dată. Așteptăm marți maxime de până la 26-27 de grade și vreme foarte caldă pentru această dată, mai ales în sudul țării. Acestea au fost informațiile despre vreme. Sunt Andreea Grăsim, să aveți o seară liniștită!